și prietenul nostru Armin Nicoară, un fel de cum să zicem, showman. Mă simt ca în ringul de box aici, parcă am intrat așa. Păi stai să vezi cum o să vedem dacă fii atent, nu știu, când te-am văzut așa și mai scund, m-am gândit că ești Mayweather. Măi, acum toată țara e cu ochii pe noi. Da. Și ori dăm foc, ori luăm foc. Eu cred că putem să și dăm, să și luăm. Au! Nici nu știm ce, cum e mai bine. Te rog frumos, dar unde mă ții saxofonul când zice Armin Nicoară, Armin Van Nicoară, este cu saxofonul, nu? Da, dar te uiți la televizor dacă stă bine? Mă reprezint... Nu mai un pic, nu aici. Dani, poți să dai un cadru doar cu el că vrea să vadă dacă stă bine? Ia, te rog, acum ia uite. Totul ce perfect. Trebuie, da? Ia, vezi. Ia. Deci mă reprezintă imaginea totul. E țiplă, exact. Ai grijă, Claudia, că... Claudia, ai grijă. Claudia a câștigat ciubăresele. Cred că tu ți-ai grijă. Păi tu ți-ai grijă că e șefa ciubăreselor. Ciubăreasă. Exact. Sexy ciubăreasa. Claudia, în spatele camerelor de filmat, ia uite cum stă cu pălăria roșie și vrea să vadă ce răspunde Armin, ce o spune el tot. Îmi cânta prin casă, sunt multe fete pe lume, dar niciuna ca și mine. Exact. Exact. Bravo, începem, da. Lucrurile sunt foarte simple, Armin, o să facem în felul următor. O să luăm un sos, la întâmplare, efectiv. Regulile sunt în felul următor. Citește întrebarea în gând. Răspunsul dai cu voce tare, indiferent ce ar fi. După care... Citim întrebarea și nu mănânci iute sau mănânci iute și nu citim întrebarea, de acord? Vrei să le mâncăm și după asta stăm la vorbă? Deci regulile sunt clare, fii atent, facem în felul următor. Ții întrebarea doar tu să o vezi, să nu o vadă cei de acasă, citește-o în gând. Am voie să mă așez. Da, da, chiar te rog, chiar o să ai nevoie la un moment dat. Ia să vedem. Îți depost? Da, și sosurile, îți depost. Am pus puțin. Uite, poți să te pui cu pescaunul celălalt, nu de alta, dar exact. Nu de alta, dar să te vadă ciubăresele mai bine la televizor. Armin Nicoară, oameni buni, omul cu saxofonul, îl cunoașteți din show-urile pe care le face pe online și nu numai. Asta zic și eu. Yes. Yes, să înceapă distracția. Yes, cum îmi place mie show și distracție. Exact, show și distracție. Deci citește întrebarea în gând. Răspunsul trebuie să-l dai cu voce tare, după care vedem dacă mâncăm iute sau nu. Clar și răspicat. Eu îmi notez. Mai trimitea cineva la comentarii și zicea, bă, dar ăla uită, deci notează. Ce-și notează acolo? Acum trebuie să mai recunoaște, de la o vârstă nu mai ții minte orice. Din prima trebuie să dau un nume care le Viorea. Câte trebuie să dai? Trei nume? Trei nume. E simplu. Trei nume. Am avut și întrebări cu cinci nume. M-a bătut Dumnezeu de data asta. Hai, trei nume, fii curajos, da. De aia ești Armin Nicoară. Să le scriu sau să le... Nu, le zici cu voce tare, le notezi, eu lasă. Deci pe Letiția Lupu o cunoașteți? O căutăm, Ciucă Letiția Lupu. Nu o găsiți, Ciucă nu mai căuta. Păi nu, zine ceva. Ați înțeles. Bun, începem. Este pseudonim, Cătălin. Zi. Oana Tomoyagă. Oana Tomoyagă. Ok, a fost la noi la sosuri aici, de asta zic că... Îi caută poza, Ciucă, ca să vorbim de față cu oamenii. Trei nume, deci Oana Tomoyagă, poate să fie și bărbat și femeie, am impresia, nu? Și bărbat și femeie. Da, nu suntem sexiști. Deci Oana Tomoyagă. Da. La bărbați acum. Culiță Sterp. Culiță Sterp, mamă. Nu mai scrie nici pixul. Culiță Sterp. Mamă, când tremură mâna. Deci Oana Tomoyagă, Culiță Sterp și merge Greta. Am zis Sterp, nu mai mergea pixul. Deci Oana Tomoyagă. Ia, poza. Culiță Sterp. Mamă. Și fii atent. Zi. La primul îl înlocuim. Nu, ai rămas, nu da? Mai înlocui nimic. Vrei? Nu mai înlocui nimic. Stana Izbașa. Mamă. Deci tati te-ai aruncat în Champions League. Deci haideți să vedem fotografiile la minut. Avem așa, Oana Tomoyagă.
Culiță Sterp și Stana Izbașa, nominalizați toți de către Armin Van Nicoară. Deci îl avem pe Culiță Sterp. Uite, aici, de el zici, nu, da? De, mai, deci aș putea să... Mai zici un nume? Ca să nu mănânc, aș putea să te imprim un nume, că am confundat aici. Ok, deci Oana iese din... Da, am crezut că... Nu, ai la altă întrebare, poate. Da, da, exact, exact. Mai, un al treilea nu prea... Deci Stana Izbașa, Culiță Sterp și... Al treilea nu prea mai este, că de-aia zic, ăștia doi ar fi... Ți-am spus, la primul e greșit, adevărat e greșit. Deci la Oana, da, e greșit. Da, la Oana e greșit, am confundat eu întrebarea. Ai confundat întrebarea? Da, dar... La... Păi nu e aia cu Insula Pustie. Dar, măi, să mă iertați acum, eu vă respect din suflet, dar... E alegerea ta, e dacă citim exact, sau nu. Exact, exact. Citim? Culiță Sterp, Stana Izbașa. Atât, dar doi, okay. Ok. Citim atunci, ai zis, nu? Că dacă-s doi. Ia mă, citim pe bărbați. Merge banda. Citesc? Care dintre tinerii cântăreți de succes din muzica populară, bărbați sau femei, crezi că sunt cei mai lipsiți de talent? Dăm trei nume. Din trei nume avem două, Culiță Sterp și Stana Izbașa. Ai ceva de zis? Nu vreau să-mi ia gura foc, țin post. Ia, scoate telefonul mobil, vezi dacă sună. Numai, dacă nu sună vreun avocat, ceva. Măi, să mă iertați, eu respect. Respectul... Cum, stai că răstorn astea pe aici. Nu mai pot să stau jos. Cam, nu mă așteptam, și drept, nu mă așteptam la așa întrebări. Da, da. Cred că stai că mi-o stă acasă în fața televizorului cu maică mea. Mama cred că îl bate pe tata. Păi de ce să-l bată maică ta pe taică tu? Nu știu, asta de... Te-au trecut un pic apele, a? Lasă, hai. Da. Întrebarea a doi. Bă. Mamă. Mamă, să... E doar șase, să știi. Da. Ce m-am băgat, Doamne, ferească mă sfinții. De să nu citești cu voce tare, da? No, Doamne. Aici, deși adică aici e tot acolo se bate. Opa, se bate întrebarea. Nu, no, nu, no, nu, vezi că e... Da, exact. E altfel. Da, da, da. Păi, exact, cei mai așa, cei mai... Ce așa. Cei mai cum rămâne să îi întrebăm pe cei de acasă. Pac, pac, foglă. Da. Zi. Toată România este cu ochii pe mine? Da. Să mă ierte respectivii de care... Eu o să-i anunț. Da. Dar... Exact, că este și în postul Paștelui, iertați-l că nu știe ce face. Iartă-mă, Doamne, că nu știu ce fac. Acum o să argumentez un pic. Prima. Dai numele și argumentez dacă citim. Da, exact. Da. Adriana Antoni. Adriana Antoni, da. Ciucă să vii cu fotografiile. La minut. La minut, da. Mamă, mamă. Încă câte mai trebuie? Mai două. Două, hai. Adriana Antoni. Uite, o avem pe Adriana Antoni în fotografie alături de noi. Uite, Adriana, te pup. Și pe tine și pe soțul tău. Hai. Nesuferit. Care mă nesuferit? Tu ai citit întrebare. Bată-mă, Dumnezeu. Vrei să mănânc iute? Nu mănânc iute, mă, hai, mă, zi. Să merge. Zi. Zi. Georgiana Lobonț. Georgiana Lobonț. Da, pentru că m-a... Da, asta te explicăm. Da. Lobonț, Georgiana, da. Lobonț, ciucă. Și... Și? Mai ziceam una, dar n-avem voie să spunem numele. A...
Și bagă și Ioana Tomoiagă, că aici e binevenită. Să spunem de ce. Da. Claudia, dacă da, ai transpirat... Sigur, nu, dar e sigur ca să nu șterge degeaba ea. Nu șterge. De rămâne da, bătută. Rămâne așa. Deci Adriana Antoni, Georgiana Lobonț, da. Am văzut-o mai devreme, și Ioana Tomoiagă. Da. E sigur, și ai zis că vrei să-și argumentezi. Da. Citesc și apoi argumentez. Runda 2. Runda 2. Care dintre soliștii din muzica populară, bărbați sau femei, sunt cei mai nesuferiți? Fă-mi un top 3. Pe primul loc, Adriana Antoni. Da, deci ce se întâmplă? Măi, femeia o respect în privat, adică în viața ei personală. Dar la început de carieră a colaborat cu taică-miu, da. Cu Petrică Nicoară. Bineînțeles că au avut un succes destul de mare, au colindat da. America și nu mai spune. A venit vremea când eu sunt, vă dați seama, copil, vin și zic: doamna Adriana, mă lăsați să fac o piesă de la dumneavoastră. Îmi dați voie. Uitați doar, ați făcut-o împreună cu tata. Adică au colaborat în piesele create de amândoi, poate, sau poate mai mult de tata. Și să primesc pe internet, acolo e problema, pe YouTube, strike-uri, claim-uri, exact. Adică așa, doamne, că am crescut cu ea, adică mă țineam în brațe și acum la, totuși sunt copil. Adică să, bă, lasă că e copil, aveți deja o vârstă, sunteți mari în muzică. Și de asta e nesuferită. Păi cumva așa am o... Dar o respect, o iubesc. Doamna Adriana, vă iubesc. Georgiana Lobonț? Da, Georgiana Lobonț. Georgiana Lobonț, ciucă. Băi, Georgiana. Ia zi, stai să-i s-o punem pe ecran, să vorbești cu ea direct. Principal. Deci... Acolo. Acolo e. Păi, fie de-n custă treaba. Când am început colaborările, au acceptat toate. Da. Faci așa, fac Armin. Faci așa, fac, aruncă-te de sus. Mă arunc, mamă, deja mesaje. Stai că am primit ăsta. Fai, telefon, oale, wow. Maximă. Ia, dă-te un pic telefonul, pune-l aici pe bază. Nu, nu, nu. Nu pot, n-am. După, nu, pune-l aici, dar să nu te influențeze. Las. Lasă aici să mai vibreze, că nu. De bra. Am emoții, sunt, Doamne, ferească-mă, Sfinții. Hai. De Georgiana Lobonț, priviți imaginele cu Georgiana. Georgiana, vrea Armin să zică ceva. Uite. Da, pe ea s-ar putea să mai includ la o întrebare. S-ar putea, dacă cumva... Dacă vine... dacă vine întrebarea. Exact, dacă cumva... Mamă, bă, nu se poate așa ceva. Ne-am zis că centrală telefonică. Lasă, nu mai te uita că te influențează. Dă-l încoace, da, până la aici pe masă. Da, da, da. Pune-l da. Aici cu fața în jos, să nu ne uităm. Exact. Lasă-l așa, vedem cum vibrează ea. Să-l auzim așa. Nu, că nu se mai vede acum, nu se mai vede, că da. Am șters. Da. Ia uzi, tot vibrează, să știi. Pe cuvântul meu de onoare. Nu, da. Că... Zi. Bun. Georgiana Lobonț, să rămăsesem acolo. Asta spuneam. Deci au venit fel și da, fel de soliste. Se aruncau de sus, da, de jos. Nu, fel și fel da. De soliste. Asta e important. Da. Soliste care, adică, dacă nu eram, dacă eram zero, da. Nu mă băgam în seamă că sunt instrumentist. Și ce s-a întâmplat cu Georgiana? Măi, Georgiana, ia. Îi explicasem, zic, uite, faci așa, faci așa, da, accept. Uite. După aia, când un pic, mă iubesc, o respect pe ei la sufletul meu, te sărut, te... Dar ești nesuferită. Da, ești nenorocită, mică. Și Ioana Tomoiagă? Nu, aici, să spun numai un pic. Și după aceea, când un pic fiecare s-a mai propulsat, Armin la coteț. Adică, practic, te-a tratat cu superioritate după pic, ce tu... Un pic, dar am spus... Și la Ioana Tomoiagă? Mă, la Ioana Tomoiagă, în felul următor, e foarte... dură într-un fel, sau, adică nu dură, cum să zic? E directă, tati. E directă, păi așa, da, mă, și... Da, bine, eu respect, îmi place, am familia ei, respect 100%, pentru că noi, da. Când mergem în Maramureș la doamna Călina, da, o deci... salutăm. Dar așa, un pic... E nesuferită. Mai ales scăpări din cauza prietenilor. Are prieteni. Are prieteni care o influențează. Gașca aia de 5 populăroși. Gașca, deci dacă nu ai o întrebare, o să-ți spun. Dacă nu am aici o întrebare, o să-ți... Da, stai să-mi notez aici. Deci, dacă nu avem o întrebare, care... îl întrebăm pe Armin. Exact. Întrebare, mi-am notat aici așa. O să pot... Asta-i semn. Dar nu... Asta tot vibrează, să știi, dar e ok. Unde?
Greta, ai un pic nou, că mi s-a terminat și pasta. Hai. Mamă. Da, mă, e nasol aici la sosurile, îți crede, mă. Dar ești curajos, n-ai mâncat, adică... Nu, nu pot să mănânc, Doamne ferește. Păi stai să vezi. Nu, adică, da, exact, să nu, așa nu zic, nu, că odată te lovește ceva după cap și... De. Pac un nume aici, sau trei nume. Da. Trei. Zi. Măi, stai că acum am așa o bate, am și un pulsul crescut și nu pot să mă concentrez să-mi sar cuvintele. N-am mai văzut așa ceva. Pune cu degetul. Exact. Deci sinceritatea e mai periculoasă decât să mănânci ciudă. Da. Măi, este doar una. Lasă, zi. Hai, zi. Lasă-mi torsul în cap. Dacă n-ai trei nume, uite, te lăsăm doar cu un nume. Da, dar păi, majoritatea sunt ok. Păi nu da din casă. Păi n-am cum să spun numele. Păi zi, mănânci iute. Zici iute și mănânci. Da. Și nu mai spune numele, nu? Da, da. Nu zici numele, dar păi mai citim întrebarea, pe lumea nu știe despre ce e vorba. Păi, tu zici un nume, dar... Dar am fost amenințat că nici măcar numele să-l pronunț. Păi lasă, în afară de asta, zi altceva. Stai că... De ce să mănânc, doamne? Ai care... Hai, Armin, hai! Bă, e una care... Zi, mă, lasă, rămâi blocat în ceva. Da, nu mă blochez, dar să dau numele așa? Păi nu, nu vrei să ai probleme de asta. Dai trei nume. Deci aici mai... pot să revin cu un nume? Din astea de aici? Exact. Zi! Pentru că... Păi poate să fie la două categorii. Na, ca și la Oscarul, poți câștigi exact, de două ori. Exact, exact. Zi. Dar aici e noua generație. Zi, păi zi, lasă zi. Da. Zi. Din nou introducem pe... Stana Izbașa. Stana Izbașa? Da. Stana Izbașa și rămânem la un nume? Un nume. Bine. Pentru că nu... Mănânci iute sau citim? Nu mănânc iute. Citim? Da. E sigur? Da. Despre care dintre interpretele de folclor... crezi că are succes mai mult datorită aspectului fizic și mai puțin datorită calităților vocale? Stana Izbașa. E sigur? Măi... Cum adică, mă? Adică ea are succes pentru că arată bine, nu pentru că e cântăreasă bună? Deci este... Vă iubesc, doamna Stana, aia zi. Da, o iubesc pentru că arată bine și eu când eram mic, nu știu, ori... vezi că... cum să zic... nu-l mai bag pe taică, nu-l mai bag pe taică, mi-l lasă, că și așa stă acasă. Are emoții. Deci eu cred că taică tu ar fi bun la sosurile iuți. Oale. Nu. El nu, n-are rost. Nu, dar... Gata, rămânem da, așa, gata. Hai, întrebarea patra. Să trecem și pe domeniul tău. Nu se vede. Nu se vede. Să nu vadă Claudia, nu? Da, mă. Doamne, nu. N-am să... Păi bun, dar... Un nume. Dar nu m-a refuzat. Deci nu există? Nu există? Nu. Găsim deci... altă întrebare, dacă vreți. Bine. Atunci trece la următoarele. Da, 100%. Dar nu te mint. Deci la o citim, nu? Da. Dar nu te-a refuzat nimeni, a? Bă, Doamne, iartă-mă, stai să mă gândesc. Nu. Spune-mi numele unei vedete din showbizul românesc care ai făcut avansuri, dar te-a refuzat. Niciuna nu te-a refuzat. Da, ia, citește pe a cincea întrebare. Iertați-mă. Am nevoie de caiet studențesc aici? Hai, Armin! Hai în Champions League. Hai. Dar mă, dar... Zi, mă! Mai o dăm întrebări, că așa... Zi direct și apoi vedem întrebarea. Zi. Georgiana Lobonț. Georgiana Lobonț? Uai, stai că am uitat. Ce, ai uitat că e soția aici, a? Mă băta... Ce? Nu m-ați arăt, să citești, poți să citești. Citesc? De ce ne înțelegem noi bine?
Na, eu beau, na, înțeleg. Mai, da. Mănânc eu, iute, poți să arătăm pozele? L-au trecut apele. Vezi că ai la valiera acolo microfon. Da, da, iertați-mă. Citesc? Ciucă poza cu Georgiana Lobonț. Citesc, da? Spune-mi numele unei vedete din showbizul românesc care ți-a făcut ție avansuri și de care nu s-a aflat. Până acum. Bă, iertați-mă, țin post. Deci ți-a făcut avansuri? Ne înțelegem. Bă, stați un pic. Bă, deci, cum să spun, soțul ei îl respect. Măritată? Soțul ei, cum să zic, cu Claudia, eu cu Georgiana, cum ne înțelegem bine, foarte bine. Da. Adia spun, dar știm de noi, știm de noi. Cum adică știți de voi? Știm că ne înțelegem un pic mai bine. Și acum? Acum, păi, ea e mai departare de Timișoara și nu, na. Și... Băi, dar e măritată. Da, măi... Ți-a făcut avansuri? Ne-am făcut reciproc. Și? Da, uite cum stă acolo, că nu mai... Am emoții. Asta nu știam nici mama, nici Claudia, nici nimeni. Claudia, nu ne luăm din asta. Georgiana Lobonț. Da. Ultima întrebare, Armin. Mamă, dar mai crede, n-ai... Să vezi asta. Până la urmă te pui pe ultimul scaun de acolo. Aici câte nume trebuie să dai? 3 nume, băi, gata, asta e. Așa ne pare rău. Cum? Așa ne pare rău. Aici mănânci, iute, și gata, plecăm acasă și asta e. Dăm 3 nume, plecăm acasă și la revedere. Mâncăm, iute. Da. Deci 3 nume. 3 nume, mâncăm, iute. Da, sau citim. Dar n-am atâtea nume și nu pot să dau numele. Pe câte? Pe nu poți să dai numele, de ce? Da, pe deja ți le-am zis pe așa. Pe mai zi? Da. 3 nume. N-am pe unde să ies pe aici. 3 nume, 3 nume. Hai, Armin, hai, Armin. 1. 1. Păi, erau 3, măcar 2. Păi da, dar dacă... Păi... Zi, hai. Zi. 1 poate... Păi da, da... Acolo scrie 3. Păi da, dar unul poate să-ți ofer, cum să spun, să fie, dar cum adică că ce nu s-a aflat? Păi te-am numai citit întrebarea. Nu, păi nu. Zi. Dar nu-i bună întrebarea. Nu-i bună întrebarea. Bă, dacă... Dar tu s-a aflat. Păi, într-o viață altă, nu? Într-o viață anterioară. Da, da. Nu-i bună. Deci mă crezi că nu-i bună, că doar... Da, atunci tu dai răspunsurile și formulezi o întrebare. Păi da, oricum e frică să pronunț numele. Asta e problema. Bine, dar în afară de, hai. În afară de, că... Păi deja am spus. Păi zi aici, că să notez. Și la categoria asta o nominalizăm pe... Păi zi. Păi dacă am spus, cum... Păi zi la categoria asta, pe nu știu, ai spus numele multe nume. Sanda Izbașa e? Da, e cum e, poate nu eu, poate altcineva. Zi 3 nume, hai. Mamă, deja tremur, am emoții. Zi, Armin, repede. Nu, aici nu-i bun. Dacă mă întrebai, zi. Nu știu altceva. Ce mai e greșit la întrebarea asta? Păi așa? Exact. Păi da. Prima e cu Tărescu. Așa și a doua? Cu Tărianu. Următoarea, care am... Georgiana Lobonț? Păi bine, dar de ea s-o aplat deja. Deci Georgiana Lobonț și apoi? Păi nu... De ce nu sunt? Nu, mai că n-am. Dar Georgiana e, nu? Da, exact. Uite, vezi că aici dacă stau bine și mă gândesc. Nu mai știu cum să stau, că am. Da, da. Mănânci, uite? Sau citim? Nu, mănânc. Citim? Da. Păi, ești nebun? Păi dacă am spus aici deja. Păi da, dar era alt sens. Măi, dar ce n-am citit bine? Că eu ori nu văd bine, ori... Citesc? E sigur? Nu există nume. Nu ai zis Georgiana Lobonț. Nu există nume. Citem? Dar nu există. Atunci mănâncă, uite, da. Ca să nu citim. Lasă, nu fi, Doamne ferească Dumnezeu. Georgiana Lobonț. Uh-huh. Tot Georgiana Lobonț. Știu că am rupt întrebarea și rămâne un mister. Ce, uite? Nu. Păi vezi? Și ai zis că mai era o întrebare pe care n-am adresat-o eu, nu? Ce întrebare mai am?
Ce întrebare? Stai un pic. Ce întrebare mai aveam și n-am adresat-o? Zău. Mamă pe nas. Mai ziceai că mai era o întrebare pe care n-am adresat-o? Nu se poate așa ceva. Nu mai merge saxofonul, ai grijă. Uai, dacă trebuia să mâna toate, muream. Tu pleci la... Pleci la Timișoara? Nu. Înțeles. Dar unde ești mâine dimineață? Știi care e întrebarea? Cu care aș vrea să trăiesc din showbiz? Să fac și? O relație. Păi și uite, e acolo nevastă ta. Mă, afară de aia. Au urechile. Uai. Nu, când vezi că mai avem lapte, nu le amesteca. Uai, uai, nu se poate. Asta e întrebarea. Și răspunsul? Ciucă pregătește poza cu Georgiana Lobonț. Zi. Au. Spun cu care aș vrea să trăiesc. Ia zi. Stai că mă împiedic, încă nu mai știu de mine. Natalia Mateuț. Natalia Mateuț și? Păi mai aveam câteva întrebări, dar nu... Deci Natalia Mateuț și? E bună, nu mai am. Bine, Claudia, să știi că era făcut asta de spectacol, nu... Băi, e nevastă-te aici. Eu zic să-i telefonul, că ai mult de citit. Uite-o pe Natalia Mateuț, ea e? Da. Armin, ia. Știu că tocmai ce ai cerut-o pe Claudia de soție. Da. Să ai drum bun. Să sărbători cu bine. Ai fost curajos să iei telefonul, cred că ai mult de citit. Poți să o iei pe aici ca să nu te întâlnești cu Claudia, mai tragi un pic de timp. Da, nu-i problemă. Trebuia să fii să mă ajut, că nu m-ai ajutat deloc acum. Da. Armin Nicoară, oameni buni, astăzi la sosurile picante.